Salut! Ai prea multe sarcini și cele 24 de ore într-o zi nu sunt suficiente ca să le deplinești pe toate? Ai vrea ca o zi să aibă 30-40 de ore? Ei bine, asta e cam imposibil, spun cam, pentru că este o variantă să delegi o mare parte din activitățile tale și astfel să ajungi să faci mai mult decât poți duce într-o zi. Dar dacă nu ai cui să delegi, ce faci în cazul ăsta? Eu, de exemplu, m-am confruntat foarte mult timp cu lipsa timpului, suficient pentru activitățile mele. Am 5 companii pe care le gestionez, am 2 copii, am o grămadă de activități pe care le fac, o grămadă de hobby-uri și am nevoie să găsesc o soluție pentru a eficientiza timpul. Am ajuns des să spun, nu am timp. Mă sunau prieteni, hai să ieșim la teren. Nu am timp, frate, când să ies la teren? Hai să ieșim pe centru vechi să bem ceva. Nu am timp, nu am timp, nu am timp, am de făcut aia, nu am timp. Să-mi sun și eu prietenii să-i mai întreb de sănătate, să văd ce mai fac. Nu am timp, când să-i sun? Să-mi sun părinții acum cât mai sunt în viață, că cine știe, poate o să vreau să-i sun mai târziu și nu o să mai am pe cine să mai sun. Nu am timp, sunt prea ocupat, nu am timp. E bine, americanul deștept are o vorbă și mereu mi-a plăcut vorba asta. Work smarter, not harder. Lucrează inteligent, nu din greu. E o vorbă genială. Drept urmare, am stat și m-am documentat cum aș putea să-mi eficientizez sarcinile, să le prioritizez. Și am dat peste matricea Eisenhower. Ce Eisenhower? Păi, Eisenhower era un general american din timpul celui de-al doilea război mondial, care ulterior a devenit și președintele Americii. Vă dați seama omul ăsta cât de ocupat era, cât avea pe cap? Așa a dezvoltat această diagramă. El avea o vorbă la un moment dat. Nu toate sarcinile pe care le avem importante sunt urgente și nu toate activitățile urgente sunt și importante, spunea el la un moment dat. Stephen Covey, în cartea lui cu cele 7 moravuri ale oamenilor eficienți, a preluat conceptul și l-a dus mai departe și l-a dezvoltat. Și l-a dezvoltat într-o matrice pe care o să vă arăt acum. De exemplu, cum funcționează matricea Eisenhower și cum putem să o facem. Luăm o foaie albă și desenăm axa abciselor pe axa X și trecem în dreapta, o să trecem urgent, în stânga ce nu este urgent, cu săgeată în partea asta. Iar pe axa coordonatelor, pe axa Y, o să trecem în partea de sus important și în partea de jos neimportant. În acest moment avem 4 cadrane și o să începem să ne mutăm, să ne punem, poziționăm activitățile noastre și sarcinile în funcție de importanța lor și de cât de urgente sunt. În partea din dreapta sus o să poziționăm toate activitățile care sunt urgente, care trebuie făcute cât mai curând posibil, care necesită amânare. Să vă dau un exemplu, de exemplu, săptămâna aceasta, una din activitățile mele, să fac facturile la una din companii și asta e o activitate urgentă pe care trebuie să o fac. Cu cât o activitate e urgentă, cu atât o punem mai mult în partea din dreapta, cu cât de mai importantă o poziționăm cât mai sus. Alte activități, de exemplu, în cazul meu, pe care le-am trecut aici, ar fi un proiect în IBM pentru un client din UK, la care lucrăm și e foarte, foarte important și e și urgent. Alte proiecte sunt, de exemplu, crearea unor funcționalități noi pentru un client din Iași și de înregistra niște tutoriale video pentru un proiect personal. Sunt câteva din activitățile care sunt importante și urgente. Deci le-am pus aici, trebuie să mă ocup de ele săptămâna asta. Mai departe, în partea stângă, în cadranul din stânga sus, avem activități importante care nu sunt urgente. Ce înseamnă asta? Sunt activități care țin de noi, sunt activități pe care noi le putem planifica, sunt activități de dezvoltare personală. Să vă dau un exemplu, ce am pus eu aici. Am pus de citit 100 de pagini pe săptămână, am pus să fac sport o oră pe zi, am pus să fac cursuri de vioară, să merg la cursurile de vioară, să fac karting și chiar să merg și la teren. Mi-am trecut aici pentru că e o activitate pentru mine. Regulile astea sunt activități pentru noi, țin de noi, ne ocupăm noi de ele. Mai departe, în partea de jos, în dreapta jos, avem activități urgente, dar care nu sunt atât de importante. De regulă, ce avem în această zonă, ar fi ideal să le delegăm, dacă avem cui. Dacă nu, trebuie să găsim o variantă să scăpăm de ele, pentru că nu putem să le facem pe toate. Și aici, de regulă, avem, în cazul meu, avem de dezvoltat niște module într-o aplicație pentru un client, care sunt, sunt urgente, dar nu sunt atât de importante și am putut să le deleg unui programator de-al meu. Mai departe, a trebuit să fac niște traininguri pentru niște angajați și la fel am putut să deleg treburile astea. Mai departe, în partea stângă jos avem chestii care sunt, care nu sunt urgente și nu sunt importante. Aici ce avem? Păi, ce sunt consumatori de timp care nu sunt nici importanti, nici urgenți? Să spunem statul pe Facebook, statul pe Instagram, dat scroll pe social media,
uitându-ne la videouri care nu ne aduc absolut nicio valoare. Sunt mari consumatori de timp, ne pierd timpul, ne consumă timpul și nu aduc nicio valoare. De regulă, ce avem în această zonă, în matricea asta, se recomandă să scăpăm de ele, să le scoatem, pentru că o să avem de pierdut dacă le ținem cât mai mult aici. Cam asta e matricea Eisenhower. După ce am făcut matricea asta, ne putem ocupa de planificarea lor în calendar. Să vă arăt cum arăta calendarul meu înainte să descoper Eisenhower și cum arată calendarul meu după ce am aplicat Eisenhower. Ia să vedeți! Așa arăta calendarul meu înainte să descoper Eisenhower. Era un haos, nimic nu mai încăpea aici. Era totul vraiște. Activitățile erau trecute aici, într-o oarecare ordine, dar erau prea multe și era un haos total. Mai departe, după ce am descoperit Eisenhower, calendarul meu s-a redus la asta. Deci deja e mult mai aerisit, ai mult mai mult timp liber, poți să faci mult mai multe chestii. Deci, cu alte cuvinte, prioritizarea este foarte, foarte importantă. Cum ziceau americanii, work smarter, not harder. Mult succes vă doresc!